să măsori calitatea biologică, calitatea construcției, calitatea materialului de construcție. Eu zic că deja ofertăm globului ceva pe care nu au de ce să o facă străinii. Le merge și așa și scop bani mulți pe lucruri care merg standard. Dar ce interesau ei să facă chestia asta? Pentru că n-au de ce. Au de ce să le țină pe noi, eventual, în continuare, în Matrix. De ce, are și, de ce, de ce automat asta nu poate să o facă decât o nație dacă vrea să deștepte? Și închid cu două lucruri importante. Anton Dumitriu, care de fiecare dată îl evoc, românul nu-i lipsește idealul, mărimea nu e problema. Trebuie să ne intre în cap treaba respectivă, să luăm un ideal, nu o să rezolvăm o problemă locală, nu o să înțelegem la altă scară, să facem un salt printr-o politică de străpungere, printr-o politică de ridicare a nivelului, astfel încât să putem să fim mai altfel decât restul ceilalți, să ofertăm ceva și să începem în cel în urmă să, cum să spun, să valorificăm această poziție și această tragedie, într-un fel sau altul, pe care o avem, între Orient și Occident, între marile puteri, care tot timpul s-au bătut în spațiul ăsta, fără să vrem, a fost tot timpul când pe stânga, când pe dreapta, prin o fel de fel de forme, dar care au forjat niște proprietăți care merită luate, care sunt extrem de importante și care, într-un fel sau altul, ne-au întărit pe anumite direcții, dar nu se rezolvă problema unui mol și nu se rezolvă problema unei fabrici de făcut cărnați pe școi, că o fac alții mai bine decât noi, și să facem niște teme de alt nivel. Calitatea vieții, calitatea orașului, calitatea îmbrăcăminții, altfel de școală, dezvoltarea altfelului, prin societatea civilă, cred, nu prin legi și nu prin, cum să spun, persoane care, într-un fel sau altul, să fie mandatate de partide și guverne mai mult puțin democratice. Okay. După așa o poveste frumoasă, nu știu dacă a mea va suna cât de cât frumoasă, deși de fapt nu e a mea, e aceeași poveste, doar că am încercat să o întorc într-o altă perspectivă, puțin mai tehnologică, fiind o idee mai cu picioarele pe pământ decât noi. Din perspectiva asta, să schimb ecranul, o să vedeți și ce am încercat eu să sintetizez în discuția deja portată. Partea din dreapta e deja ce am auzit de la Florin, ceea ce o să vă ofer eu ca direcții posibile de plecare alături de cele spuse de Florin, sau unele sunt chiar aceleași revizitate puțin, dintr-o altă perspectivă, poate, încearcă să sugereze perspectiva mai aproape de tehnologie informației legată de cum sau ce am putea să facem. Asta ar fi un punct al discuției, iar un al doilea punct al discuției pe care mi-am propus va fi o discuție cu voi, cu cei din sală. Pentru, dacă există persoane care au rezonat la oricare dintre ideile, fie venite deja expuse de domnul Munteanu, fie perspectivele noi care am să le punctez, și care au simțit deja o străfulgerare, da, îmi place asta, să ridice una și să discutăm concret pe respectiva temă. Da? Deci dacă există vreo temă care mi se pare că vreți să o aprofundăm, să discutăm mai mult pe ea, suntem aici amândoi și putem să o punctăm și poate fi un început de colaborare aici, acum, pe loc. Îmi place să fac lucrurile să se întâmple, ca să spun așa, dincolo de poveștile frumoase, care sunt spectaculoase și la un moment dat, după ce ai auzit atâtea lucruri, parcă le-aș face pe toate, dar nu știu cu care să încep. Și atunci vă provoc să spuneți, eu aș vrea să încep cu asta. Da? Robocomplexitatea e una dintre temele în care am început să sap așa de ceva vreme. Nu am rezultate spectaculoase, dar cred că am puncte de pornire, apropo de proiecte deschise destul de multe. Astăzi am avut o întâlnire cu o profesoară de informatică dintr-un liceu, care este și directoarea acelui liceu. Și mi-a plăcut în întâlnirea respectivă și faptul că reacția a fost da, doamne, dar numai line follower să facem și numai algoritm de urmărit linii, nu știu dacă vă e cunoscut termenul, concursurile de roboți actuale, în general, ca temă la nivel internațional, în afară de câteva mai particulare, au următoarele teme clasice, urmăritorii de linie. Deci au un
fundal alb și o linie neagră desenată continuă și robotul trebuie singur să urmărească linia și să o neștind unde va fi curba, când va fi întoarcerea. Aparent nu e mare lucru. Dacă sunt pe linie, stau pe linie. Dacă nu sunt pe linie și văd că e la dreapta sau la stânga, corectez și merg pe linie. Și am avut ocazia să particip ca observator sau ca spectator la câteva concursuri în cadrul Facultății de Automatică. Am scris și eu programe pentru începători, pentru copii, să spunem. Am scris cu copii programe, nu de mare performanță. Și am fost surprins să văd că printre studenții de automatică, care mă așteptam să fie la un alt nivel decât elevii mei, să spunem așa, exista o variație de performanță pe același echipament hardware spectaculoasă, de la viteză de 10 ori mai mare decât a colegului. Adică unii abia se târiau, unii nici măcar nu reușeau să urmărească linia, în timp ce alții mergeau de ziceai că știau exact unde e linia dinainte, atât de repede mergeau. Alergau pe linie, ca să spunem așa. Plecând de la ideea asta de urmăritul liniei, care principial un algoritm de urmări linia, aproape orice om ar putea să spună, măcar ca cuvinte, nu neapărat în cuvinte pentru calculator, am încercat să derivăm și să zicem, bun, da, putem să facem mai mult de atât, putem să aducem ideea asta, care e relativ simplă și ușor de programat, într-o zonă care să aducă cunoașterea pentru copii și pentru cei interesați mai departe. Și avem câteva propuneri. Una este RoboLeapșa, în care avem doi roboți care merg pe linie și care joacă leapșa. Așa cum jucam și noi. Unul, când îl ajunge pe celălalt din urmă, îl anunță, te-am prins. Și celălalt spune, așa e, m-ai prins. Bun, stânga împrejur și începe iarăși fugăreală. Iarăși, pare o chestie de joacă, dar numai să convingi doi roboți să se anunțe unul pe altul că te-am prins, iar celălalt să-și dea seama dacă chiar a fost prins sau e doar o păcăleală. În primul rând trebuie să comunice, prin radio, prin Bluetooth, prin Wi-Fi, prin ceva, prin infraroșu. În al doilea rând, trebuie să... poate că cel din față crede că l-a prins, cel din spate, urmăritorul, crede că l-a prins pe cel din față, dar el a ajuns la un obstacol. Nu la cel urmărit, că poate că pe drumul cu linie există și obstacole. Și atunci el spune, te-am prins, dar altul spune, zice, nu e nimeni în spatele meu, nu cred că m-ai prins pe mine. Și atunci povestea începe să devină din ce în ce mai interesantă, să spun. Văd deja niște ochi zâmbitori și care v-ar putea să fie interesați, asta mă bucur. O variantă derivată din RoboLeapșa a fost RoboColaborarea, în care avem un line follower care se plimbă pe linie și treaba lui e să facă curat pe linie. Închipuiți-vă că este întors în lume reală, să spunem, în lumea asta mică. Ar putea fi un dezăpezitor, o mașină de dezăpezit automată, care merge pe drumuri fără să aibă operator uman și dezăpezește drumul. Dacă ar dă peste zone cu zăpadă, curăță zăpadă. Numai că, fiind, să spunem, un dezăpezitor nu cu freză de zăpadă, ci unul cu lamă, are capabilități limitate de a da zăpadă la o parte. Dacă dă un morman prea mare de zăpadă, nu mai face față și rămâne și el în zăpadă acolo. Și atunci ce face? Trebuie să cheme ajutoare și face un alt protocol de comunicare în care, iarăși, probabil prin radio, robotul prim de zăpezitor, când este covârșit de task-urile pe care le are de îndeplinit, cere echipei de ajutor să vină, veniți cu artileria grea sau cu cavaleria grea. Și vine a doua echipă care spune, te-am auzit, venim, pornim, intrăm pe drum, am pulat-o la stânga, la dreapta, până la urmă drumul respectiv poate să fie o buclă închisă. Numai că dacă am luat-o la stânga sau la dreapta, ajung pe altă cale la locul faptei. Și atunci trebuie să îmi dau seama, am venit din față, am venit din spate, trebuie să-i spun celuilalt să-l ocolesc sau să-l dau la o parte și așa mai departe. Și dintr-o poveste relativ simplă, care, cum spuneam, stau pe linie sau ies de pe linie, deodată ajungem să discutăm despre protocoale de comunicare, construire de limbaje, sintaxe, semantici și, wow, câte sunt. Da? E un exemplu, apropo, de cum plecăm de la o jucărie aparent simplă, pe care toți producătorii de educație din jurul roboticii o adresează mai devreme sau mai târziu, putem ajunge cu totul altceva și putem dezvolta la copii nu numai capabilitatea de a programa, nu numai capabilitatea de a înțelege elemente
Nu spun că robotica nu e importantă, tocmai că așa am ajuns la robotică, pentru că în spatele ei este una dintre, sau robotica este una dintre, este unul dintre domeniile în care transdisciplinaritatea este la ea acasă. Nu poți să zici că faci electronică, mecanică, electricitate, programare. Trebuie să le faci pe toate să meargă, pentru că robotul e un întreg prin toate celelalte. Și cu atât mai mult într-un domeniu ca acesta, care conține un domeniu, un factor de transdisciplinaritate atât de mare, mi se pare valoros să putem să extindem și ideea asta de complexitate. Dacă tot am ajuns să avem roboți care vorbesc între ei, cu un limbaj mai mult sau mai puțin evoluat, ne-am gândit la un moment dat să îi mulțim și să avem mult mai mulți roboți, să avem 30, 50, 100 de roboței. Există acum mai multe curente și mișcări în zona de robotică educațională și de cercetare legate de conceptul SWARM, ROI, în română. SWARM Robotics pleacă de la ideea de a folosi niște roboți relativ micuți, relativ simpli, care prin mulțimea lor rezolvă lucrurile. Și există diverse tehnologii, de la niște roboței care sunt nici măcar nu au roți, au trei piciorușe care vibrează și așa se mișcă, prin vibrația piciorușelor, și sunt cât o monedă de mare, în diametru, până la roboței de câțiva centimetri sau 10 centimetri în diametru, sau 20 de centimetri în diametru, am văzut diverse scenarii, care împreună au de făcut diverse lucruri. Am văzut inclusiv variante în care exista o combinație swarm terestră și una cu drone aeriene, care erau camerele de la vedere, care ajutau roiul local terestru să se orienteze, să-și găsească drumul, să-și îndeplinească sarcinile. Aici apar spectaculos de multe direcții de dezvoltare în complexitate, și prilejul pentru cei care sunt implicați în proiect să înțeleagă și să înceapă să simtă complexitatea altfel decât doar din diagrame și formule, începe să apare fenomenul emergenței. Și bineînțeles, cu cât numărul de entități implicate e mai mare, șansa să obținem emergențe va fi mai mare. Noi am început aici, acum 2 ani, la Atlanticron, pregătirea cu o modelare bazată pe agenți, într-un spațiu virtual. Și am construit tot felul de povești legate de niște roboței care se îmbolnăveau. Și care erau contagioși. Și îmbolnăveau și pe cei din jurul lor. Dar aveam și niște roboței doctori, care erau capabili să-i însănătoșească pe ceilalți. Și acum, de aici, iarăși, începeam să facem diverse scenarii în care, în funcție de probabilitățile de însănătoșire, de timpul de, cum se cheamă, de cât timp ești bolnav, dar nu se vede, cât ești virusat deja sau cât timpul de incubație, în funcție de timpul de incubație, apăreau tot felul de fenomene. Și încercând să extragem grafice care să ne arate în funcție de acești parametri, dacă există un singur scenariu de final, mor toți sau supraviețuiesc toți, sau se întâmplă oscilații și apar niște variațiuni între numărul de persoane sănătoase și bogate și bolnave. De aici am început să ne închipuim, în spațiu virtual era mai simplu, în spațiu fizic o să fie mai greu să convingem roboții să nască alți roboți. Dar putem merge și la variante cu genetică, cu îmbunătățiri genetice de la o generație la alta. Cel puțin în spațiul modelării virtuale. Și poate că într-o zi o să ajungem să avem și roboții care se autoconstruiesc și atunci să ajungem și în zona aia. Dar încă o dată, toate aceste variațiuni pe tema roboticii nu sunt numai ca să învățăm robotica. Robotica este spectaculoasă prin natura ei. Este și migăloasă în același timp. Și fiul meu e aici martor la câte a durat în diverse situații, apropo de răbdare. Au fost situații în care venea să mă arunce și pe mine, făceam, nu numai pe roboți. Pentru că complexitatea sau complicația, în primul rând, unui robot legată de multele posibile puncte de failure, de defectare, îți dă bătăi de cap. Și numai răbdarea să treci peste acele bătăi de cap, măcar îți dă niște capabilități inginerești. Dar dincolo de asta, cum spuneam, în momentul în care reușești să depășești acest strat de provocări și începi să lucrezi la, stăpânești zona inginerească cu toate disciplinele din interiorul ei și începi să te uiți la zona complexității,
Polarizarea cunoașterii, cred că începe să creeze alte structuri de gândire. Asta e un subiect. M-am ambalat prea tare, probabil. Deci mie sunetul puțin mai sus pe asta. O temă dragă lui Florin, inima cântă, nu bate. Avem acum un masterat, nu? O licență. Da? Care continuă, să spunem, tradiția. Este o temă foarte generoasă, pleacă de la măsurarea circulației sanguine din interiorul degetului, folosind o fotocelulă. Soluții similare există acum pentru măsurarea pulsului și în smartphone-uri cu care au și lumină de tip LED pentru fotografii. Există și dispozitive care sunt la limita jucăriilor inteligente, să spunem, de ordinul zecilor de euro, presupun, cu softuri integrate și cu care se pot măsura nu numai pulsul, ci mai multe proprietăți din fluxul sanguin. Și de aici, iarăși, analize pe semnal ca cele pe care Florin le-a pus pe ecran, am dat pe alte zone, dar iarăși se pot face analize în spațiul fazelor și așa mai departe. Biosenzorul către geo, deja l-a punctat Florin foarte frumos. Sănătatea orașului, aș reveni aici, pentru că mie mi se pare că practic am toate proiectele care le-am pus pe tablă în stânga, ar putea fi la un moment dat un singur proiect. În ce sens? În sensul, cum îmi închipui că ar putea să întâmple lucrurile astea? Îmi închipui așa, o echipă de informaticieni care vor putea scrie, tineri, mă refer, elevi, studenți, care vor scrie aplicațiile pentru smartphone care să colecteze diversele informații mecanice, magnetice, sunet, luminozitate. O altă echipă care va scrie în lumea Internet of Things softul pentru serverele care colectează informația asta, deci capătul celălalt, unii sunt senzorii care